Polițiștii au identificat cadavrul care a fost descoperit întâmplător la Petroșani în urmă cu 2 zile de un grup de persoane care se plimba pe un teren biran din zona Jerom. În urma investigațiilor demarate de urgență de polițiști, aceștia au stabilit identitatea cadavrului, care aparține unei femei în vârstă de 35 de ani din localitatea General Bertlo. La rândul lor, medicii legiști au confirmat suspiciunea de crimă, femeia având o moarte violentă prin sugrumare. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Femeia găsită moartă pe un teren viran de la periferia Petroșaniului avea 35 de ani și era din localitatea General Bertlo. În urma efectuării necropsiei cadavrului, concluziile provizorii ale medicilor legiști au indicat faptul că moartea femeii a fost violentă și s-a datorat asfixierii mecanice prin sugrumare. Anchetatorii nu pot spune la acest moment dacă femeia, al cărui trup nu avea haine de la brâu în jos, a fost și violată înainte de a fi ucisă, trupul femeii fiind într-o stare avansată de putere. Refacție în momentul în care a fost găsită. În cauză se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de omor, polițiștii și procurorii trebuind acum să dea de urma criminalului.